primarul Piteștiului i-a mustrat pe unii concetățeni pentru că nu dau dovadă de spirit civic. Mai exact, edilul s-a supărat pe cei care nu păstrează curățenia. Dacă până acum ceva timp Piteștiul nu avea suficiente coșuri de gunoi stradal, acum acestea există, dar nu mai există respectul unora dintre cetățeni. Vezi gunoiul aruncat lângă coșul de gunoi sau gunoi menajer pus în coșul de gunoi stradal. Nu se poate, domnul. Tudor Pendiuc este și mai supărat pe cei care construiesc sau fac amenajări fără a le păsa de ce lasă în urmă. Ca să schimbe atitudinea celor dezinteresați de curățenia orașului, primăria se gândește să taxeze ignoranța. O să se supere cineva, spune, iar taxe, iar taxe. Până dacă omul nu înțelege că atunci când își construiește societatea comercială care le transportă să nu facă mizerie, să nu curgă din utilaj, să nu urce pe trotuar, și atunci la eliberarea autorizației să plătească taxă. Dacă nu se înțelege lucrul ăsta. Noi alte metode nu avem și alte mijloace. Până acum nu a fost inițiat un proiect de hotărâre pentru astfel de taxă, însă edilul orașului se gândește serios să vină cu această propunere în fața consilierilor locali.